Asta e metoda prin care o să reușești să faci lucrurile pe care ți era frică să le faci. Nimeni nu se naște cu încredere în sine pur și simplu. Dacă știi pe cineva care are o mare încredere de sine, fi sigur că a lucrat la asta an bun, în mod conștient sau inconștient. Din fericire, tu nu trebuie să aștepți atât ca să te simți încrezător. Chiar acum îți voi oferi unul dintre cele mai bune sfaturi ale mele prin care vei câștiga încrederea de sine instantaneu. Astfel nu vei mai amâna la nesfârșit lucrurile de care te temi sau pe care e zis să le faci. Pentru a scăpa de ezitări trebuie doar să aplici acest truc simplu. Ezitarea este cauza numărul 1 care ucide încrederea în sine. Odată ce ai scăpat de ezitări, vei obține rezultatele pe care ți le dorești și vei atrage multe lucruri bune în viața ta. Exact cum am făcut și eu, exact cum au făcut zeci de mii de alți oameni. Tehnica pe care ți-o prezint astăzi îți va crește încrederea de sine efectiv în câteva secunde. De altfel, se și numește regula de 5 secunde. După cum probabil ați ghicit, ai nevoie exact de 5 secunde ca să o aplici, așa că te rog să nu-mi scuze cu n-am timp. Regula de 5 secunde este următoarea. Dacă ai o idee bună, un instinct care te-ar duce către ceva pozitiv, către un obiectiv de atins, trebuie să acționezi fizic în următoarele 5 secunde. Dacă nu faci asta, creierul tău va ucide acțiunea. Încă o dată. Când simți că-ți dorești să faci ceva bun pentru tine, mișcă-te, deplasează-te fizic către acel ceva. Sau fă ceva concret către acea acțiune în următoarele 5 secunde. Dacă nu faci asta, Carol îți va spune să renunți. Și cel mai probabil chiar vei renunța. Mel Robbins, legenda a televiziunii americane, autoare de best și speaker motivațional, explică faptul că există o fereastră de timp între momentul în care mintea ta îți transmite că vrei o schimbare în bine. Și în momentul în care tot mintea ta renunță la impulsul pozitiv. Această fereastră de timp durează 5 secunde. Dacă nu acționezi în intervalul de timp de 5 secunde, vei începe să eziți, să-ți pui tot felul de întrebări, să te gândești la tot felul de obstacole și cel mai probabil vei concluziona că nu e acum momentul să faci acea schimbare. Dar dacă faci ceva concret în aceste 5 secunde îți împiedici mintea să lucreze împotriva ta și în felul ăsta nu dai voie îndoielilor și scuzelor să te saboteze. Simplu, nu? Dar nu lăsa simplitatea să te păcălească. Să nu crezi că dacă un lucru e simplu, înseamnă că nu funcționează. Ferește-te de greșeala asta și nu uita că cele mai bune și mai folositoare lucruri în viață sunt lucrurile simple. Și ca să înțelegi mai bine, hai să aplicăm regula de 5 secunde într-un scenariu concret. Să zicem că ești la birou. Tocmai vine șeful cel mare și tu vrei să-i ceri o mărire de salariu. Te gândești la lucrul ăsta de câteva săptămâni, dacă nu de luni întregi și acum ai ocazia să o faci. N-ar fi păcat să renunți, doar că tu ca de obicei nu te simți suficient de sigur pe tine ca să-l abordezi pe șef. Deci, ce va trebui să faci? În momentul în care îl vezi intrând pe ușă, începi în gând numărătoarea inversă. 5, 4, 3, 2 și când ajungi la 1, te ridici, mergi către el și spui Bună ziua! Aveți o secundă? Aș dori să discutăm sau aș dori să vă vorbesc. Asta e! Asta e metoda prin care în sfârșit o să reușești să faci lucrurile pe care ți era frică să le faci. În cazul de față, așa vei reuși să-ți depășești ezitarea de a-ți aborda șeful, teama de a cere măria de salariu. Cele 5 secunde sunt tot ce ai nevoie. Dacă nu ți abordezi șeful în fereastra asta de timp, nici nu o să o mai faci. Dar tu știi deja asta. Iată că ai aflat secretul folosit zilnic de foarte mulți oameni de succes din lumea întreagă. Metoda care îți crește instantaneu încrederea în sine. Acum tot ce trebuie să faci este să aplici această metodă în viața ta. Sper că ți-am fost de ajutor și că te simți bine în această călătorie alături de mine. Vă mulțumesc și ne vedem la următoarea lecție.